Isaia 53. Cine a crezut ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crezut, el a crescut înaintea lui ca o rază slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne tragă, ca să ne tragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și oprimit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai față de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferința noastră le-a purtat și durerile noastre le-a dat asupra lui. Și noi am crezut că ce este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpus pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Și prin rănile lui suntem temăduiți. Toți ca niște oi, fiecare se vedea de Dumnezeu. Dar Domnul a făcut și gata asupra lui energiile noastre a tuturor. Când a fost chinuit ce a subit, n-a deschis gura deloc. Ca o mie pe care a dus-o măcelării și ca o aia încă, înaintea ceea ce a pus, n-a deschis gura deloc. Când a fost chinuit ce a subit, n-a deschis gura deloc. Ca o mie pe care a dus-o măcelării și ca o aia încă, înaintea ceea ce a pus, n-a deschis gura. El a fost luat din apăsarea și judecată, dar și neginței de pe vremea lui a căzut că el fusese stăstu pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele, pentru păcatele poporului meu. Amin. La care i-a fost pusă de ceilor și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Măcar că însă și se nicio nelegiuire. Nici o nelegiuire și să zise nici o micleșucă până lui. Domnul l-a găsit cu cale să zdrobească prin suferință, dar după ce va da viața care a făcut pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi mult de tine și lucrarea Domnului a făcut și în mâinile lui. Va vedea răunții sufletul lui și se va năra prin cunoștința lui, răbunul cel neprihăniți, va pune pe mulți oameni într-o stare de pământ lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nenătruirilor lor. De aceea îi va da patarul la un loc cu cel mare și va împărăți prala cu cel puternic. De aceea s-a dat pe sine răsul la moarte și a fost pus numărul celor fără de lege. Pentru că a purtat păcate de multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Amin.